Dimineața. Din păcate, pe 13 ianuarie, un polițist din cadrul secției 5, Poliția Capitalei, a accidentat două minore, ambele în vârstă de 11 ani, Raisa, pierzându-și viața, iar Maria, suferind mai multe traumatisme, astăzi în afara oricărui pericol. Regret enorm această tragedie care a șocat o țară întreagă și, dincolo de funcția ministerială, sunt tatăl unei fetițe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător. Știm că orice aș spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorbim de o faptă ireparabilă. Însă pentru familia îndoliată și pentru opinia publică, am obligația să dispun măsuri în limita competențelor legale și să prezint rezultatele acestor măsuri. Încă o dată transmit condoleanțe familiei Raisei și însănătoșire grabnică Mariei. Așadar, imediat după producerea acestei tragedii, am solicitat transparență și celeritate în documentarea acestui caz. În acest sens, am alocat resurse suficiente și am sprijinit nemijlocit procurorul. Imediat ce s-a pus în mișcare acțiunea penală, polițistul a fost pus la dispoziție de către Poliția Capitalei. În paralel, Poliția Capitalei a declanșat verificări cu privire la situația agentului, luând totodată și alte măsuri organizatorice. Fac precizarea că polițistul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv misiuni polițienești, la solicitarea structurii de evidență a populației. Precizez de asemenea că nu executa o misiune cu caracter de urgență. Și pentru că am văzut foarte multe discuții în spațiu public în care se inducea ideea că dacă ar fi fost într-o misiune de urgență, avea alte responsabilități sau ar fi fost scutit de anumite obligații, legea este foarte clară. Tot ce înseamnă conducere în regim prioritar și dacă te deplasezi în misiune polițienească sau în misiune de urgență, are obligația cel care conduce o mașină a poliției, are obligația să circule cu prudență și este scutit doar de partea contravențională, nu și de răspunderea penală. Am făcut această precizare ca să nu mai avem discuții că dacă ar fi fost într-o misiune de urgență, nu avea obligația să fie atent la pietonii care traversează petrecerea de pietoni. Este foarte important să vă spunem ce măsuri am luat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în aceste zile. Am decis să reanalizăm la nivelul Ministerului Afacerilor Interne procesul de recrutare din surse externe. Pe cât de necesar, pe atât
de riscant în unele situații. Și o să vă prezint, după ce finalizez prima intervenție, o să vă prezint cifrele să vedeți care este an de an deficitul de resursă umană, diferența între cei care pleacă din sistem și cei care vin, respectiv cifra de școlarizare. Suntem obligați să recurgem la această procedură de selecție, de recrutare din surse externe pentru a acoperi acest deficit de personal uriaș în Ministerul Afacerilor Interne. Aproape 30.000 de funcții. De asemenea, vom pune accent în continuare pe componenta de recrutare de specialiști în cadrul Ministerului Afacerilor Interne în acțiunile de recrutare din sursă externă. Și o să vă prezint din cei recrutați, spre exemplu, anul trecut, cât au mers spre ordine publică și câți specialiști pe fiecare domeniu în parte am recrutat anul trecut, din cei aproape 3.000 deja încadrați. Este de asemenea necesar să creștem cifra de școlarizare, atât în școlile post-liceale, de pregătire a agenților, cât și la Academie. Lucru care s-a întâmplat anul trecut, avem o cifră de școlarizare cea mai mare în anul 2022 din ultimii 5-6 ani de zile. În al treilea rând, dincolo de pregătirea din școală, dincolo de pregătirea în cele câteva luni după recrutarea din surse externe, considerăm că este extrem de important procesul de pregătire continuă a angajaților din Ministerul Afacerilor Interne, la toate structurile, nu doar la cele de ordine publică. Și acest lucru l-am făcut și anul trecut și îl vom face și în anul 2022. Așa cum știți și am mai comunicat pe această temă, Ministerul Afacerilor Interne a identificat o serie de măsuri, de modificări, de probleme pe care noi trebuie să le gestionăm în legislația rutieră. Și de aceea, și pe această cale, fac un apel la întreaga clasă politică să ne susțină în Parlament în demersul nostru de a modifica, de a moderniza legislația rutieră în România, cu tot ce înseamnă responsabilități, sancțiuni și termene.